Bun găsit, dragii mei! A fugit de acasă împreună cu fratele său să dea examen la București. A vrut să facă dreptul, chiar dacă a absolvit facultatea de muzică. La 18 ani devenea tătic. S-a căsătorit, deși partenera era minoră, a făcut doar 3 luni de armată în haine civile și astea sunt doar câteva din peripețiile de viață ale invitatului meu de astăzi. Despre izbânzile profesionale și personale, despre doruri nestinse și aripi frânte, despre pierderi și bucăți de suflet lăsate în locuri și oameni care i-au mișcat inima, vom vorbi azi cu domnul Ilie Roșu, căruia îi mulțumesc pentru că a ales azi să deschidem albumul său personal de amintiri. Bine ați venit, maestru! Bine te-am găsit, Lavinia, și pot să spun că mă bucur să particip și eu la această frumoasă emisiune a ta, care este de altfel foarte urmărită și constituie un privilegiu dacă cunoști atât de multe despre mine. Ce pot să mai zic? Ești chiar foarte informată. Cât de mult contează să pleci de jos, cum se spune, să treci prin toate etapele necesare șlefuirii și să nu ți se ofere pe tavă. Dacă destinul nu ar fi fost acesta, v-ați fi păstrat aceeași mentalitate sănătoasă? Cred că e scris undeva, undeva acolo sus, destinul fiecărui om. Și unii ard toate etapele, alții sunt destinați să le ardă dintr-o dată pe toate, unii sunt mai răsfățați. Eu n-am fost răsfățatul vieții, deși m-a iubit și mă iubește Dumnezeu. Cred în El. Și am început de mic copil, cum să spun, poate pentru unii e rușinos să spui, dar m-am născut într-o căsuță modestă la țară, pe vremea aia, în epoca lui Gheorghiu Dej, n-avea lumea moșii, tocmai le luaseră moșiile. Tata mare al meu, Dulcuță, a avut pământ, dar îi l-au luat de la cu colectivizare. Și am rămas cu câte un petic de pământ. Părinții mei, frații lui, mai aveam încă o soră și trei frați, rămânând cu 400-500 de metri, cum avea fiecare, ce să poți să faci? O căsuță, s-a căsătorit, a făcut doi copii gemeni, Dumneavoastră și eu și fratele. fratele meu, Ion. Nelu îi spun eu și îl salut, poate ne urmărește la această Frați gemeni, frumoasă, da? frați gemeni. Deși nu semănăm perfect. El are mici probleme de sănătate, îi doresc multă sănătate. Dar ca să nu sar prea departe de Întrebarea pe care întrebare, v-am adresat-o. mi-aduc aminte că din căsuța aia modestă, că și acum când merg acolo, am făcut prin aceste etape pe care le-am parcurs, așa cum spuneai și tu, am făcut un salt calitativ și profesional, calitativ al vieții mele, în primul rând. Nu știu cât am influențat prin tot ceea ce am făcut eu, lumea de lângă mine, ce mă înconjoară și cei care mă urmăresc și ascultă melodiile. Dar, vezi, dacă treci prin toate etapele astea și ești un copil educat, deși mare educație noi n-am avut acolo, dar știam să spunem bună ziua, mulțumesc, să nu răspundem obraznic celor mai în vârstă decât noi. Știam, dacă ne trimiteau unul, indiferent că era mai străin, du-te și adu un pachet de țigări, cumpărăm un pachet de țigări. Atunci nu era că dacă ești minor, nu-ți dă. Gata. Educația. Fugeam imediat și îl servem. Ulterior, sigur, am mers la școală, dar cea mai tare chestie, când am ajuns la clasa 1, pentru că mie nu-mi zisese nimeni Ilie, toți îmi spuneau Gigi, Gigi, Gigi. Mă strigă învățătorul, Gheorghe Pene, vreau să-l odihnească, Roșu Ilie. Mă uit eu în stânga, în dreapta, trebuie să mai fiu. Dar știam că Roșu Ion e fratim. Zic, trebuie să mai fiu unul. Ce nu, nu, tu ești.
Doamne, când am auzit că mă cheamă Ilie, așa de supărat am fost, am început să plâng și am plecat direct acasă. M-am certat cu ai mei. De ce mi-a spus că pe mine mă cheamă Ilie? Mie nu-mi place numele ăsta. Deci până la 6 ani, dumneavoastră erați cu porecla Gică Gigi. Și în momentul acela ți-au zis pentru prima dată? Eu nu știam de Ilie. Sigur că era în certificatul de naștere. Dar mi-a adus noroc acest nume. E nume scris și în Biblie și mi-a adus noroc. Și sărbătoarea mare, da, pe care avem cu toții. Am terminat cele 8 clase, am venit la București, am dat... Săptămâna trecută am fost acolo la țară și mai am doar pe mama care mai trăiește. Îi doresc și multă sănătate. Sunt apropie de 90 de ani. E greu. Mulți ani e înainte. Greu. Mulțumesc. Și îi arătam, zic, uite aici, pe troscotul ăsta, că era troscot atunci, o iarbă de asta, de se întinde pe pământ. Aici stăteam cu burta pe carte și făceam lecții din Gheba, ecuații de gradul 1, de gradul 2, de gradul 3, necunoscute, cu 2, cu 3, da, binoame, sumă, la pătrat, cu... și geometrie plană. Mă rog, ce era pe vremea aia. Când am venit la școală, am intrat la școală profesională, pentru că părinții mei lucrau în, la vârsta aia, a noastră, lucrau în țară, pe munci, diferite munci. Ne-a dus fratele lui tata la București și în loc să ne ducă la liceu, ne-a dus la școală profesională. Lasă-mă să învățați o meserie. Dar așa era mentalitatea pe așa. Atunci. Bă, dacă ai o meserie, ești stăpân pe situație. N-aș vrea să ajungem până la profesie, pentru că aș vrea să ne mai oprim puțin la anii copilăriei. Că aveți ce să ne povestiți, domnule Ilie. Tatăl dumneavoastră cânta. De acolo a venit și pasiunea dumneavoastră pentru cântec. Ce cânta tatăl dumneavoastră? Ce făcea tata? Mai trebuia prin curte. Plăcea să grebleze. Om gospodar. Și cânta. Și cânta. Cântece care, pe vremea aia, erau, nu pot să spun la modă, că nu... Ce era pe disc de vinil, ce s-auzea la radio și lui îi plăceau mult cântecele astea lăutărești. Ce cânta Romica, Gabi, Siminică. Ulterior i-a plăcut și muzica instrumentală, ce cânta Florea Cioacă, Maria Lătărețu, mă rog. S-auzea la difuzor acolo. Și eu și aveam 8 ani, 10 ani, îl auzeam cântând. N-am cântat niciodată. Într-o situație, zic eu, nu știu ce m-a cuprins pe mine, o stare de asta de prea bine. Era cineva la noi în casă și cânta Nelu Huțu, Busuiou moldovenesc. Și mi-a venit mie. Și am început să cânt odată cu el. Erau piese care se tot dădeau pe post. Nelu Huțu, Maria Lătărețu, X, Y, Benoît Silulescu, erau câțiva, îi numărai pe degete. Și dacă nu l-ascultai astăzi, l-ascultai mâine, poi mâine și tot, îl învățai vrând nevrând. Și am cântat un fragment odată cu Nelu Huțu. Și au rămas stupefiați. Și uite ce frumos cântă. Era un post de radio la Smârdioasa, lângă Cervenia, unde m-am născut eu. Și acolo, post local de radio, seara mai dădeau diferite melodii, unele în direct cu lăutarii satului și tot mă împingeau, l-a spus, du-te și tu, du-te, du-te, să te auzim la difuzor. N-am reușit. Și eram foarte trist, deși nu știam să cânt ce e asta. Dacă ai intonat odată cu un cântăresc de la radio, ești cântăresc? Nu. Dar am colțit ideea în mintea mea că aș putea să fac ceva în domeniul ăsta. Am iubit foarte mult muzica ușoară. Când pe vremea aia era, cântau Beatles și Orietta Berti, Michele, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Dan Spătaru, după
Și am început să iubesc foarte mult muzica ușor. E, când am venit la București, cântam și muzica ușoară în clubul școlii, dar luase amploare la spectacole și în televiziunea muzica populară. De la muzica populară, la Telecentru, unde era, la Studio A. După aia a venit rândul acestei clădiri să o construiască, televiziunea nouă română. Și în sar de la una la alta și uite, le mai uiți. Păi intrați în albumul. Aș vrea să spun foarte multe, dar timpul sigur că ne presează. Zic, domnule, trebuie să cânt. La muzică ușoară, hai că învățasem eu un giramondo come me, cum ta Dan Spătaru. Sau ulterior a venit și cu drumurile noastre. Dar era giramondo come. Vorbește lumea că strângar, dar nu-i deloc adevărat. Și băieții ăștia de la, din formație, unde era formația școlii, domnule, dar nu cântăm și muzică populară? Hai, domnule, să cântăm și muzică. Măionele, unde te duci, mă? Și a început să meargă. E, ne-am așezat pe treabă, am început să învățăm și din asta. Să vă pregătiți temeinic. Da? Și au auzit un lăutar de la clubul, de la Timpuri Noi, că la fabrică erau și muzicanți încadrați, dar sindicatul îi folosea la diferite activități artistice. Și au auzit acest lăutar că eu aș cânta un binișor. Și vine oameni și nu vrei să mergi cu mine la o nuntă. Să mergi și să cânt eu la nuntă. Hai, domnule, că, uite, și mi-a dat 600 de lei. Erau bani. Au fost primii bănuți pe care i-aș câștigat. Și ce ați făcut cu bănuții? Primii bani pe care i-aș câștigat? Bani de abonament la tramvai. Erau... Ca să vă puteți deplasa în locurile unde aveți nevoie. Acum eram abonat, că... Dar astea le înveți pe parcurs, dacă te interesează, le înveți. Înveți și de la ei, de la lăutari. Am învățat foarte multe piese de la ei. Nu știam să intru în măsura, nu știam tonalități. Na. Și m-am ambiționat în așa fel, zic, dom'le, dacă nu îmi plăcea, dacă nu învăț acum... Nu mai am când. Nu, dar degeaba mă duc să mă ia lumea în râs, la mișto. Nu. Și am terminat școala. Sigur că n-am... Școala profesională a făcut aici, da, în București? Da, la Timpuri Noi. La Timpuri Noi. N-am fost angajat decât 2-3 luni de zile. Și în alea mi-a dus contractul de 20 de ori. De ce? Pentru că nu mă duceam la serviciu. Nu mă duceam, eu mă duceam la nunți. Acolo? Da. Și am dat examen la Ansamblul Armatei și am văzut... era informația București. Ca o paranteză, domnule Ilie, în București vă întrețineați singur în momentul în care erați elev și început să mai trimiteau părinții, mai trimiteau părinții bani de tramvai, de una, de alta. Stăteam în gaz de la o mătușă, o verișoară de-a mamei. Dar în perioada aia mă duceam la anunți, tot așa, mă duceam des, nu luam mult. Făcusem contract cu fabrica. A semnat fratele lui tata, a semnat pe 3 ani de zile școlarizare și 5 ani de zile trebuie să merg la serviciu. Deci avea cunoștință de cauză tatăl despre activitatea pe care o desfășurați. Da. Dacă nu m-am dus, am plătit contractul. A venit o hârtie frumoasă, așa. Sunteți dator atât, am plătit. Și în informația Bucureștiului anunțul spun că angajăm solistă. În perioada aia, în 73, tocmai plecaseră de acolo, nu i-a dat afară. Dar tatăl știa că mergeți la nunți și a venit să vă vadă vreodată? Nu știa tata. Ei erau, lucrau în țară, la munci agricole. Nu știau ei ce fac eu în București. Tatăl dumneavoastră cu ce se ocupa, domnule Ilie? Agricultor. A fost brigadier o perioadă când... Și pe urmă a plecat de acolo, de la colectiv. El credea cu
certitudine că, Doamne, Partidul Comunist e extraordinar. Și în afară de această pasiune cu muzica, ce credeți că ați mai moștenit de la tatăl dumneavoastră? Sinceritate. El era foarte sincer. Ce avea de spus, spunea, nu... Un om direct. Da. Iar de la mama dumneavoastră? De la mama... Îmi pare rău că mama mi-a zis, m-a rugat la Dumnezeu să n-aveți ochi albaștri ca mine. Și mă, mama, îți dai seama ce ai făcut? Păi dacă eu aveam ochi albaștri, îți dai seama cum era? În sfârșit. Și chiar așa mi-a zis. Și a ascultat-o Dumnezeu. Ne-a lăsat cu ochi căprui. Cum a fost mama dumneavoastră în copilărie? Ați avut o copilărie frumoasă, împlinită? Am avut o copilărie frumoasă, că făceam ce vroiam noi. Ei erau plecați la munci și eu cu fratele meu eram singuri acasă. Singuri acasă. Deci a intervenit aici și autoeducația. Da, ne descurcam pe puterile proprii. Deci am la pescuit dimineața de la 4 până la 7, la 8, aveam 5 kg de pește. Îl curățam, prăjeam, făceam salată de roșii și mâncam de rupeam. Și după aia ne duceam la scaldat. Cât era ziua de mare? Cu adevărat o copilărie. Bunicii au fost prezenți în viața dumneavoastră, da, în creștere? Da. Din partea mamei dumneavoastră? Tatălui. Din partea mamei au decedat mai devreme. Ca să luăm în ordine, așa să știe, da, și cei de acasă care ne urmăresc. Când părinții dumneavoastră au decis să se separe, cum ați privit separarea dumnealor? Cu tristețe. Ce vârstă aveți? Eram în clasa 4-a, 5-a. Și de ce au ajuns în situația aceasta? Pentru că asta e cu prietenia prea... Prietenia strică omenii, uneori. O tanti a făcut ce a făcut și a băgat coada între ei. Și a ieșit urât. Sau un păcat, mă rog. Dar a fost o traumă pentru dumneavoastră la vremea aceea? Normal, normal. Orice copil suferă din asemenea situație. La ce distanță s-au împăcat părinții și când au decis să facă pasul? 2-3 ani. Sigur, sunt multe de spus, dar n-aș vrea să ne întristăm. Putem să ne și întristăm, că aici sunteți artistul Ilie Roșu, dar dincolo de asta... N-aș vrea să mă mai întristez. A fost perioade când ajungeam acolo și aveam dureri de cap. Nu știu de ce. Că eram de altfel foarte degajat, dar probabil că mă marcase foarte mult starea de atunci și cum e urmă aia, când un necaz nu vine niciodată singur. Fratele meu era undeva la Pepen, la un vecin de acolo, s-a jucat cu un alt vecin și tăiau cu briceagul flori de-asta de mătură, de curte. Și a scăpat ăla și i-a tăiat mâna aici. Când am auzit... Întâmplările acestea au venit ulterior separării părinților? Da, 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 exact. De asta a zis că necazul nu vine niciodată. Nu vine niciodată singur, da. Am crezut că a murit, în sfârșit. În copilărie, sigur că sunt fel și fel de accidente de muncă și în casnice și în afara casei. De exemplu, am fost la, ne duceam noi la Vedea să ne scăldăm copii. Am sărit de sus și am sărit în picioare. Și m-am lovit așa de prost. Că am rămas așa plutind. Nu știu, nu am mai știut nimic. M-au scos niște băieți pe nisip. Dar am salvat și eu de la nec pe cineva. În canalul Dunăre Mare Neagră. O fată, eram cu nevastă mea, eram prieteni atunci. Câte ani aveți, domnule? 16 ani și ceva, 16 ani. Da. Și la Năzarcea, la Megidia Năzarcea, mă rog, dar la Megidia adunam la piersici. În perioada vacanțelor mergeam, cum spunea că tata mergea la munci agricole și ne-a zis, hai mă, mergeți și voi. Hai.
Terminasem noi clasa 8-a, a 9-a, în vacanță. Și ai la... adunat la piersici. Cele mai frumoase piersici, noi le mâncăm. Era spectacol la Megidia cu Benoni Simulescu și Nina Loghin și le-am dus așa o creangă de, de piersici, dar mari, imense, cam așa, pe scenă. Și n-am văzut așa piersici. Mă rog, asta a fost o mică paranteză. Dar plecăm la scăldat, mai mulți, în grup. Și o fată, Viorica, de la noi de acolo, a zis că știe și ea să înnoate. Și a sărit în canalul Dunăre Mare Negră. Era prima dată când aveam contact cu acest canal Dunăre Mare Negră. Acolo e piatra adusă pe margine, taluzat, piatra de aia colțuroasă de la munte. Când a sărit ea prima în apă, că e cald, vezi, Doamne, norocul ei că a avut părul lung. Nevastă mi-a zice, Viorica, nu mai e. Și m-am uitat, am văzut că se ducea părul așa. Sări, am sărit după ea. Nevastră știa să notați? Știam cât știam, dar știam să la, mai salvați la încă... Vedea, nu la canalul Dunăre Mare. Acolo e adânc de trec vapoare pe el. Și am sărit, norocul, fără să-mi dau seama că am procedat, cred, bine, am fășurat părul așa, am tras-o și de aici m-am dus jos și m-am tăiat la picior într-un colț de ăsta de piatră. M-a tăiat bine de tot la picior, dar am împins-o și am deșirat părul și am dus-o când am ajuns cu ea la mal. Nu știam, tremuram tot, nu știam niciunul ce să-i facem. Nu știam, pur și simplu. Și nu știu care a zis, hai să o luăm de picioare. Hai să o luăm de picioare. A început să plângă și a început să arunce apă. N-a prea înghițit multă. Și când am văzut-o că plânge, am început să plângem și noi. Și am dat o palmă, două, s-a ridicat. Și mai ai spus că știi să nu... Ce faci, nene? Normal că era un caz extraordinar. Cu da, cât curaj și dumneavoastră, domnule Ilie. Inconștiență. Că inconștiență. Puteați, adică tocmai ce-ați zis. Mă trăgea, mă necam și eu. Putea să se întâmple. Dar să nu pierdem din vedere că și a acum spus are că acolo erați cu cea care va deveni soție. Da, da. La ce vârstă? Câți ani aveți dumneavoastră când ați cunoscut-o? Și a fost dragoste la prima vedere? Eram clasa nouă. Ea avea 12 ani. 12 ani. De când am cunoscut-o, da. Deci se poate numi dragoste din copilărie. Da. Și suntem și astăzi împreună. Mulți ani înainte, domnule Ilie. Și o iubesc la fel, la fel de mult. Sunteți un exemplu și pentru tinerii care vin. Când încerci să respecti omul de lângă tine, să fii atent cu el, să știi să dialoghezi, chiar dacă... nu suntem pe aceeași undă. Ea nu cântă. Dar noi nu vorbim în casă despre tonalități, despre... Aveți cu totul alte noi subiecte care vă privesc pe amândoi. Da. Știm să ne respectăm. Dacă, sigur că sunt inerente anumite discuții, să nu spun certuri, că prefer să plec. Să nu ajungem la... Dar de unde ați dobândit, nu știu, conștientizarea, răbdarea, faptul că știți să comunicați în relație? Pentru că nu este la voia întâmplării. Care este secretul unei reușite după atâția ani? Dacă iubești cu adevărat, poți. Un mic exemplu. Cineva a spus, domne, a murit și a ajuns la Sfântul Petru. A zis, Doamne, dar vreau și eu să văd cum e iadul și cum e raiul. Bine. L-a dus în iad și petrecere, alea, mese întinse, tot ce vrei. Băutură? Eu, dar mai vreau. Bine. Hai să văd și cum e în rai. Masă mare și niște linguri de lemn cu niște farfurii, niște cozi atât. Și dar ce-i cu astea? Și păi cu astea mănâncă toată lumea. Păi cum? Că n-ai cum să mănânci cu lingă. Nu, ce-ți dau unul altuia.
Asta înseamnă iubirea. Reciproc. Exact. Dacă știi să iubești pe cel de lângă tine, să mai lași de la tine, să treci cu vederea, nu e nimeni perfect. Mai sunt și el simte că dacă îți plătește cu aceeași monedă, normal. Nevastă mea știe tot, fără să doar ne uităm unul la altul, ea știe tot ce vreau. Vă înțelegeți din priviri. Ea știe ce vreau. Nu trebuie să ajungem la... Nu. Dar în căsnicia aceasta longevivă și pe care vă doresc să aveți cel puțin ca și până acum, din 74, existat... 10 ianuarie 74. Vai de mine, mulți ani înainte, domnule, împreună și sănătos și la fel de liniștiți și cu pace și armonie. În toți acești ani, totuși, nu au existat tentații, ispite? Ba da. Pentru că, mai ales cariera dumneavoastră, dacă stăm să ne gândim... Na. Și dumneavoastră ca soție să rămână acasă, totuși să știe că plecați la spectacole, la evenimente? Nu. Eu eram mai gelos. Nevastă mea nu a fost geloasă și nu este. Că știe că eu, dacă am o situație, eu îi spun, uite, asta. A fost foarte, foarte sincer, cum a zis, că moștenii de la tată. Mi-am spus și de mireasa, miresele, că două au fost, care a vrut să fugă cu mine și da, arăt și ea. Povestiți-ne, domnule Ilie, cum voi o să fugă? V-au chemat la nuntă? Da. Și stai că plecăm cu artistul. Una era la Potigraful, lângă Ploiești, și una... aici, în zona asta, după Urziceni. Un cetățean avea, iar o povestesc, am mai spus-o nu știu câte ori, avea trei fete, dar frumoase toate. Cea mai mică era cea mai drăcoasă. Și omul ce a zis, chiar ca în poveștile alea nemuritoare, ce a zis, asta mică s-ar putea să-mi facă vreo figură și vine cu burta la gură, știe tot satul. Asta era pe vremea lui Ceaușescu, lumea era mai pudică, mai... Erau rușine să apară un copil din flori? Da. Eu, tinerel, subțirel, îmbrăcat în alb, am cântat, când mergeam de ziua, am cântat, nu mi-a dat de înțeles absolut nimic. Dar omul ce a zis tatăl fetii? Hai să-i fac nuntă și să o căsătoresc cu un băiat, coleg de-al lui. Băiatul ăla n-avea... Am înțeles că fusese de la... casa copilului, de la undeva, un băiat liniștit, cu minte. Modest. Da. Dar mai e în vârstă cu mult decât ea. El ce a zis? Dom'le, s-o căpătuiesc, după aia treaba ei. Dacă se desparte, un car, dom'le, a fost căsătorită, cu acte, cum e logic. Deci ne-am bănuit absolut. Eu nu mă duc la nuntă să mă uit la mireasă. Mă uit și eu ca omul, da. Dar nu mă uit să mă îndrăgostesc de mireasă sau de nașă. Și seara după, dar a adunat fata toți banii, a băgat în sân, că așa procedau miresele. Și era o cameră unde mă schimbam eu. Lumina stinsă, spre dimineață, zice, uite, vezi mașina asta de aici? O Dacie. Era geamă deschis, fiind caldul afară frumos. Zice, ăsta e vărul meu. Hai să fugim. Păi cum să fugim? Nu pot zic că mă strâng pantofi. Și așa era. Era glumă. Nu pot. Zic, dacă vrei să fugim. Deci așa te vede lumea. Că ești mireasă. Unde? N-ai văzut o mireasă? Am văzut. Fugea încolo. O mașină. Te duci, te schimbi. Și mai vorbim. A, deci ați dat de înțeles că... Te duci, te schimbi și m-am dus la taică-su. Zic, tată, socule, vezi că fata dumitale, mireasa, vrea să fug cu ea. Mi-a căzut omul în genunchi, domnule, ce mă nenorocești. Zic, are și toți banii la ea. Zic, eu am familie, nu pot să fac așa ceva. Și mi-a mai dat niște bani, n-am vrut să iau. Nu. Luați, domnule, că putea să vă bate joc de ea. Luați și banii. Hai, domnule, că nu fac așa ceva. Am și eu familie. Și așa a fost. Acum poate ne și vede la televizor. O salut! Da. Păi de aici să fie melodia cu fetele lui tata, că ați zis de prima mireasă și spuneți-le și de a doua. Da. Chestia cu fetele lui tata e de înaltă, deci în alt capitol. Deci nu are legătură. Nicolae Ivan, un producător de muzică populară, era la Big Bercen, la sud acolo, și
printr-o întâmplare fericită, zic eu, ne-am cunoscut, am colaborat, am făcut niște casete fără timbru, cum era pe vremea aia, după 90, și mă invită la o petrecere. El fiind vânător, pescar, a zis, domnul, și nu vrem să veniți la anuire, că fac o masă de aia vânătorească, pescărească, am și lăutari. Eram cam stângaci, așa, nu eram eu în lumea mea. Eu cu ansamblu, cu foaie verde ale noastre, nu le aveam cu muzică de asta, cu dedicații. Fiecare își urma programul, da, bine stabilit. Da, cum fac cu ia zi una despre vânătoare, ia zi una despre pescuit. Sau cum am mai întâlnit, îmi spune unul, vreau și o melodie despre mobilă. Ce se cântă despre mobilă? Și vine la cocodă, fotoliu din odaie. Și a ieșit, a luat bani. După toată petrecerea, a venit prima fată, avea două fete el. Era clasa șaptea și cealaltă a cincea. Zic, domnule, să vă fac cunoștință cu fetele mele, nu știu. Copii. Fumam pe vremea aia, am plecat de la el și mergeam pe jos. La prima intersecție era o bodegă. Doi înși, cât că uitasem bricheta la el, doi înși în fața bodegii, acolo discutau. Și zice unul, bă, eu zic să mă duc să aprind țigare la unul dintre ei. Ce bă, tu și câte am făcut eu la viața mea? Asta mi-a trebuit. Am făcut la viața mea. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Deci eu mai auzisem. Atunci mi-a plăcut mie. A fost clipirea aceea, exact. Iată, cum spuneați despre destin. Am făcut la viața mea și m-a tot bântuit expresia asta până la tramvai. M-am urcat în mașină și în tramvai și la mașină după aia că am schimbat. M-am făcut la viața mea. Ce am făcut? Și bune și rele. Și până să ajung acasă, am făcut strofă. Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Că de ce mă gândeam, zic, să-i fac lui ăsta, lui că v-a făcut cunoștință cu fetele. Da, să-i fac un cântec despre fetele lui, că bagă și el mâna mai adâncă acolo la colaborări. Ăștia-i cântau. Nu e pește ca bibanul, nici, mă rog, vânător ca țăranul. Ce ziceau ei acolo? Dedicații de-astea, pe moment. Și vreo 6 luni de zile m-a chinuit melodia asta. Nu era așa, era... Am schimbat-o pe parcurs, metrica nu cădea bine, mă rog. Și încet, încet am făcut... Mergeam în turneu. Tot timpul cântam melodia asta. Tot timpul o cântam. Bă, nu ieșea. Când am rezolvat-o, ce am imprimat-o la el, Cristi Gușatu, care cânta cu Orga, și cu Nelu Miron, cu ei am imprimat-o prima dată, a zis, a lăsat căștile, asta va fi șlagăr. Și așa a fost. Așa a fost. Da. Și spuneam, am văzut în informația Bucureștiului, angajăm solist. Nu i-a dat afară pe Ion Dolănescu și pe Maria Ciobanu. Au plecat ei, pentru că nu mai puteau face față să meargă și la anunți. Colaborărilor pe care le aveau, da. Foarte căutat și generalul din a zis, bă, dacă am nevoie de voi și pentru 3-4 melodii nu veniți, că sunteți oboziți, că haideți să facem la un fel. Bun. Și a fost o mare comisie. Muzicologi, oameni de teatru, oameni politici, oameni... Erau vreo 12 înși. Eu, un obraznic, deși din calea afară, am îmbrăcat într-un sau cu cadrilat, așa. Parcă mă văd acum. Dar tupeu la max. Ziceam că eu sunt cel mai bun, cel mai frumos, cel mai grozav. Eu cânt cel mai bine. De ce? Pentru că mă tot duceam la Doina Bucureștiului, la T4 acolo, și cântam cu orchestra acolo. Acolo învățasem tonalitățile, învățasem să nu falsez, să țin măsura, ritmul. Și zic, ce să fac? Erau, cred că, 500 de inși la concursul ăsta, și fete și băieți. Am mers totul pe bandă, cum intra altul. Mi-a venit și mie rândul. Chiar vreau să mă... N-aveam un liceu.
nici liceul nu l-aveam făcut terminat. Aveam școală profesională. După aia am făcut liceul la Seral, în sfârșit. Și pe urmă facultate. Dacă le-am făcut în ordine cronologică. Da. Și îi spun celui ofițerul de serviciu de la pardon, zic, dar n-am aia. Nu contează, să te vadă. Și asta a contat foarte mult. Omul ăsta mi-a dat un zvunc așa, du-te, domne, să te vadă. Deci dacă, că rămânem puțin aici la subiect, dacă ar fi să vă întreb de întâlnirile miraculoase, care au fost oamenii care considerați că au contribuit la acest destin profesional care v-a adus multe mulțumiri sufletești? Cred că Dumnezeu, prin acești oameni, generalul Dinu Stelian, cel care era ofițer de serviciu la poartă și mi-a zis, du-te, numai să te vadă. Numai să te vadă. Că n-ai ce să pierzi. Du-te. Probabil că a văzut și el ceva. Cum arătam eu și cum... Du-te, domnule, să te vadă. Și ulterior, sigur, mulți alți oameni și-au pus amprenta în viața mea, în bine, vreau să spun. Categoric. Și mă duc, mă prezint. Bun, te ascultăm. Am cântat și cu orchestră, era concurs și pentru instrumentiști. Dar a zis, întâi îi oprim pe ăștia să acompanieze și pe urmă îi ascultăm pe ei dacă e nevoie să angajăm ceva. Și fa minor, pac, bun, ia zi și o doină. Zic și o doină, ia zi și o horă așezată. Ia zi și o geampara, ia zi și aia, și aia, și aia, ia și fără microfon. Și am ieșit. Vine o plasatoare, că avea sala, era sală de spectacol adevărat, unde acum Casa Poporului, pe strada Uranus numărul 6. Acolo era ansamblul Armate. Și vine și mă ia în brațe plasatoarea de acolo, de bilete. Ce tu ai reușit? Ați fost acceptat. Zic, dar după ce te-ai dat seama. Pe nimeni n-a ținut atât de mult. Toți au trecut așa, hai. Pe nimeni n-a ținut. Credeți că a fost o șansă de la Dumnezeu? Nu mai Dumnezeu. Vă gândeați vreodată în copilărie, adolescent, să ajungeți atât de sus și să aveți o carieră atât de frumoasă? Nu. Și totuși, cum vă descurcați? Pentru că erați și proaspăt tătic, nu? Da. La 18 ani ați devenit tată. Spuneam alea câteva luni, 2-3 luni de zile, cât am lucrat acolo, când mă duceam pe jos, era iarnă, mă prinsese. Eu dădusem examen, luasem examenul, dar era postul blocat și trebuia în ianuarie, pe 10 ianuarie, să se deblocheze ca să vin angajat, de drept. Și în iarna aia, în 73-74, o zăpadă, doamne, și mă duceam pe jos de la, în sectorul 2 până la Lemet, la timpul noi. Pe jos. Dar în loc să mă ocup de ce aveam eu, mă duceam în, erau niște băi din astea imense și când cântam, nu era nimeni acolo, că oamenii munceau. Era un ecou de la, ca o reverberație de asta. Și îmi plăcea cum auzeam. Și cântam toată ziua. Mă, unde e ăla? Unde e ăla? Da, mi-au tăiat și zile. De 12 ori mi-au desfăcut contractul de muncă. Și am zis, domnule, vreau să plec. Vă scotea pe ușă, intrați pe geam. Și nu, eu nu vreau să mai stau. Dar aveam contract cu ei pe 5 ani. Și trebuia să... Le-am spus, domnule, nu mai vreau să dau. Nu. În sfârșit. Urma, venea sorocul. Trebuia să mă angajez. Mi-au dat legitimație, mi-au dat tot. Dar eu nu aveam contractul desfăcut de la timpul noi. Și mă duc la președintele sindicatului Breazu, așa îl chema. Tovarășul Breazu, zic, nu vrea să-mi dea drumul să plec, domnule. Uite, m-am angajat la însemnă. Poftim? Cine nu vrea? Păi, de la cadre. Dar vi s-au pus piedici și atunci? Există prietenie în lumea artistică? Nu. Asta e de fațadă. Cine au fost oamenii care v-au pus piedici în trecut? Mai are rost acum. De ce nu, domnule Ilie Roș? Fiecare luptă, și eu înțeleg, fiecare luptă pentru el. Eu nu pot fi așa.
M-au întrebat foarte mulți tineri. Cum pot să ajung și eu? Cum pot să... Învățând. Nu începe ca mine. Eu am întâi... Dar e adevărat m-am însurat că... și pe urmă am făcut școală. E adevărat că domnul Ion Dolănescu se temea de dumneavoastră? De nu talentul dumneavoastră? Temea. Nu cred că se temea. Dar a dat dispoziție să nu mă audă la radio. Păi și de ce s-a întâmplat asta? Asta mi-a spus-o Cicerone Limberea, care era inginer de sunet la radio și dirijor, și a spus, băi tinere, vină cu acest să bem o bere la Gambrinus. Ai venit la radio de atâtea ori la mine să imprim, să... Da. Știi de ce nu s-a putut? Nu știu. Pentru că asta, Dolănescu a spus pe ăsta să nu-l aud la radio. V-a afectat în perioada aceea cariera? Nu, acum eu eram deja angajat. Nu. Și când ați auzit că domnul Ion Dolănescu a făcut asta? Mă duceam la el acasă, nu era problemă. Eu l-am înțeles. Avea omul cariera lui, trebuia să-și urmeze... Erau foarte multe piese pe care le dădeam și eu și alți interpreți și le dădeai pentru audiție. Și ale mele erau respinse, dar erau preluate de altcineva. Adică nu imprimam eu, dar imprima altcineva. Oare de aici plecând de la ideea aceasta sau preferire că nu există prietenii? Și acum ascult diferiți soliști care au fost îngropați de mai mari, pentru că le-au luat piesele și ceilalți au tăcut. Au zis, lasă, da, cântă tare, nu. Asta e. Și acum îi dă și pe ei pe post, radio, uite, domnule, acolo era piesă. Te-am iubit că mi-ai fost dragă. Te-am iubit că mi-ai fost dragă, ne-a știut o lume întreagă, ne-a știut o lume întreagă. Ce glas frumos am, ai. Am cântat-o la Radio Craiova, am imprimat-o, am pus-o pe disc. Deci asta e piesa dumneavoastră. Da. Nu a Mariei Ciobanu. Nu. Și-a luat-o Maria Ciobanu și a zis Floarea lui Floricică, ce n-aș da să mai film. Da. Ați simțit atunci așa o tristețe sau o revoltă? Ce să mai... Pe unii oameni ar dărâma o astfel de întâmplare. Ați văzut cum s-a întâmplat deseori. Chiar am fost onorat că a cântat-o Maria Ciobanu și a prins la public. Dar aveam, când a apărut discul ăsta, nu spun că m-am îmbătat, am băut o jumătate coniac, am pus pe covor pick-up-ul și am ascultat tot de atâtea ori până m-am îmbătat. De ce? Pentru că eram și eu, îmi plăcea și mie să ascult, să fiu acolo, placa aia, pe discul ăla de vinil. Mi se părea ceva fantastic. Să învârte aia și să auzi omul cântând. Pentru că acolo e numai calitatea, cânte, nu? Cum se spune. Să cânte omul frumos. Și când mă uitam, eu când eram în turneu și nevastă mi-a sunat și a zis, ți-a apărut discul? De așteptam să ajung. Și pe discul ăsta era fratele lui Dolănescu, unul din frații lui Dolănescu, Ion Lupu și încă o fată. Am primit niște background-uri, sau cum se cheamă acum, că eu cu engleza nu prea... Feedback-uri, da, bravo, așa e. Background-ul e în spate, sau cum e corul, da, așa. Background sub pământ, da, feedback-uri, bravo. Dom'le, spunea cineva, s-a tocit, dom'le, a tocit acu, numai piesa aia. Era foarte... Ascultată, da. Plăcută. Deci, cum să spun eu, nu numai fetele lui tata avem ca șlagăr, mai avem și alte piese. Dar că a vrut Dar a fost atât de ascultată piesa, încât doamna Maria Ciobanu a preluat-o. Da. Cu versurile puțin schimbate, după cum a zis. Da, nu puțin, a schimbat total. Puțin, da. A schimbat versurile și a pus-o pe un alt ritm de sârbă, nu horă.
Aici, eu, la mine era ceva mai dramatic, la dânsa ceva mai mișcat și mai vesel. Și asta a și prins mai mult, probabil. Și cine o cânta? Maria Ciobanu. Vreau să mai revenim puțin la viața personală, domnule Ilie Roșu, și să spuneți cum v-ați hotărât să vă căsătoriți cu soția dumneavoastră minoră, de altfel, și cum ați cerut-o în căsătorie? Păi, nu știu, că pentru noi a decurs totul așa de normal. Adică nu... Noi nu ne-am făcut niște iluzii. Dumneavoastră spuneți că aveți 12 ani pe atunci. Nu eu. Ia. Soția. Și dumneavoastră? 15. Cu 3 ani. Deci 3 ani e diferența de vârstă. Eu nu m-am gândit niciodată ce o să fac când o să mă însor. Sau ea. Nu. Noi dacă ne-am cunoscut de copii, totul a mers așa simplu, ca bună ziua. Când ne-am cununat, am făcut o petrecere. Eu, soacră mea și cu nată mea. Și cu nevastră. O sticlă de vin. N-am reușit să o bem. Dar chiar în ziua aia m-am dus, de asta și țin minte, în ziua aia m-am dus și mi-am făcut angajarea la ansamblu. Că dacă n-aveam buletin de București, asta m-a întrebat pe mine generalul Dinu Stelian. Buletin de București ai? N-am. Păi cum ești căsătorit în București? Da. Și n-ai buletin. Păi da, ne-am căsătorit că nevastă mea e minoră. Da? Eu sunt tutorele. Și a sunat la primărie, la sectorul 2 și a zis vine un băiat, vrea să căsătorească. Eu sunt tutorele. Părinții lui sunt undeva la țară. Cunună-i. Și ne-a cununat. Iată o altă apariție miraculoasă, exact, după cum ați spus. Și să înțeleg că a devenit mamă la vârsta de 15 ani. Cum ați primit vestea în familie și de ce totuși ați fost părinți doar unui singur băiat și nu ați avut mai mulți copii? Nu știu, eu cred că și noi eram tot copii. Copii eram, cu copii. Da, da. Și cred că un pic ne-a și cam speriat, că eram săraci. Să n-ai... De ce? Pentru că tata al fetii nu prea mă agrea. Mă duceam eu la serviciu, dar când veneam, ce mare salariu, ce să... Zestrea nu era. Da. Mai fac câte o glumă, nevastă. Din... parafrazez pe... Bănică junior. Deci, te mai umfla în pene atâta. Dacă aveai și tu o dot, aveai și tu ceva... Are el într-o piesă. Te iubesc, femeie. Și spuneam... Ne ducem la obor într-o zi și eu mai fac glume. Și a văzut o pătură de-asta frumoasă, cu ani în urmă. Hai, te rog, e frumos, hai să luăm și noi pătura aia. Hai să o luăm. Și când ajung acolo, dați-ne și nouă pătura aia. Dacă n-a avut și ea mai... Da, asta e. Zice, mă, cum, mă, când venea să intru în pământ, tu glume de astea faci cu... Dar spuneați că tatăl nu v-a acceptat. Mama ei? Da, ne-a ajutat. Ne-a ajutat. Am stat cu chirie... Și în momentul în care a venit fiul pe lume... Am stat cu chirie într-o căsuță modestă, modestă, și a luat foc. Nu din cauza noastră. Alături de noi a luat foc și... Și atunci ne-a primit acasă... Poate așa a fost să fie, da, domnule Ilie. Ne-a primit acasă la bloc unde în vatra luminoasă. Și am stat până, nu mai știu, un an, doi, cât am... Trebuia să-mi dea casă de la ansamblu. Și a venit cu tremur. Deci după 3 ani de zile, în 77. Să lucra și sâmbătă atunci. Și zice de la cadre, tovarășul Roșu, să veniți mâine... Să vă dau 3 rânduri de chei, că aveți 3 apartamente de văzut, vă alegeți. Asta vineri mi-a spus, ca sâmbătă să mă duc să văd. Bun. Și seara la 9:30 a venit dezastru și dimineața când m-am dus, nu m-am dus, m-am dus la ansamblu. Așa era ordinul. În caz de catastrofă de aia, te duci la serviciu. Așa era atunci.
era consemn. Și ne-am dus, nu putem să mă mai dăm, am dat la sinistrație. Și dacă am văzut că nu, am luat-o de mână bună nevastă, mai n-aveam bani nici de tramvai. Și m-am dus la ICVL și am făcut contract, împrumut pe 25-30 de ani și ne-am luat apartament. Ce frumos! Deci că pe de-o parte e mai bine că ați fost din, cum să zic, ați luat-o de la zero, dar ați aprețuit altfel ceea ce ați primit. De la o lampă de gătit, pe aia găteam. Lampă de gătit, pe petrolampă. Tinerii de astăzi poate râd. Nu mai au curaj. Nu, poate râd. Zic, a, uite băi, ăla, săracul, ce-a făcut. Astăzi nu pot să mai spun că sunt așa. Stau într-o vilă frumoasă. Știu că spuneați în urmă cu ceva vreme că poate și nu Dumnezeu v-a împlinit și visul acesta. Pentru că am o familie frumoasă. Și... aveți un băiat, da, aveți nepot. Da, care e student și el în ultimul an la comunicare. Deci, v-a moștenit cu partea asta de a se însura de vreme? Nu. Mi-a plăcut ce mi-a plăcut la el. A dat examen în engleză și a luat cu 9. Când n-a dat în română, merea să plângă. V-am plinit ca tată. Da. Și spuneam, tinerii de astăzi nu mai... ei sunt obișnuiți cu... să mi se dea, domne, să mi se dea. Păi de unde? Fă și tu ceva. Pentru tine, nu pentru... îi spuneam și tu nepotul meu. Mă, tot ceea ce faci, faci pentru tine, pentru mine, nu mai ai ce să faci. Absolut n-ai ce să... numai Dumnezeu mai face de acum încolo. M-a făcut și de altfel până acum. Dar tu pentru tine lupți. Am mai făcut și eu și greșeli. Că am luat o mașină frumoasă. Da. V-ați călcat. Dar merită, că e frumos. 1,92. E... păi și cu cine să semene, domnule Ilie Roșur? Seamănă un pic cu mine, dar nu, mai frumos ca mine. Nu, eu nu sunt frumos. Eu știu așa să mă fac plăcut uneori. Uneori. Aveți calități foarte ele... multe și un suflet blând. Da, păi zic că dacă tot faci ceva, să nu faci rău. Dacă ar fi să schimbați ceva din viața dumneavoastră... n-aș schimba nimic. Aveți regrete? Nu. Dacă ar fi să întoarceți timpul înapoi, ce momente ați vrea să retrăiți? Eu cred că și momentele mai dificile din viață, făcând parte din viață, n-ai cum să le înlături, pentru că e ca într-un puzzle. Dacă ai scos de acolo ceva, nu mai are sare și piper. De cine vă e dor? Privind în urmă. Sigur, mi-e dor de multă lume. De multă lume. Oameni pe care i-am cunoscut și de tata mi-e dor, dar cu toate că a fost cam dur cu mine. Sunt oameni care mi-au umplut viața. De exemplu, Ion Bogza era de o seamă cu tata, artist emerit, a fost, poate și de la el am învățat multe. Poate și el m-a educat într-un anumit spirit. Îmi spunea, mă, toată viața ta să nu fugi de adevăr. Niciodată să nu vorbești cu ei mici. Când ai de vorbit cu cineva, du-te la ăla mare. Că ei mici mai umblă cu ăla, mă, du-te, vorbește cu ăla mare. Că ăla dă dispoziție. Și multe alte chestii pe care eu nu aveam de să le știu, copil venit de la țară. De cine mi-e dor? Mi-e dor de colegii mei de la ansamblu. Sunt mulți care mi-au rămas și astăzi buni amici, prieteni, oameni cu care m-am înțeles foarte bine, o echipă extraordinară, niște oameni profesioniști desăvârșiți, niște oameni foarte, foarte omenoși, foarte de treabă. Dar dacă ar fi să vă amintiți de momentul de emoție care vă încarcă sufletul și vă face să lăcrimați, care ar fi? Sigur că sunt mai multe momente de astea, dar cel mai, unul dintre cele mai
lacrimogene momente. Când băiatul meu, la 18 ani, i-am cumpărat o mașină. La mâna a doua. Sau mâna a treia, nu mai știu. I-a zis, dacă nu... Mi-am luat și eu permis, dar n-am mașină. Și am luat mașină. Și îmi plăcea să merg la pescuit. Măi, dacă tot ți-am luat mașină și ai permis, du-mă și pe mine până la capătul 14 la Pantelimon, să mă distrez și eu un pic cu undița. Eu să merg mai mult, să merg cu el, să văd cum se comportă la volan. Și m-a lăsat acolo și zice, gata, mă duc la un prieten, că avea un prieten lângă, în comuna Pantelimon. Și când l-am văzut printre mașinile alea, m-am văzut mașina, cum trecea printre alte mașini, mi-au dat lacrimi, băiatul meu, e printre mașinile alea cu mașina lui. Dom'le, pentru mine era o realizare să fantastică. Să-l vedești atât de mare și da? Să aibă posesor așa, de permis de conducere. Știind de unde am plecat noi, de la lampa aia de gătit, mama ne-a întrebat, dar ce mâncați voi? Noi ne gândeam că ce mâncăm astăzi? Păi am făcut varză cu carne, am făcut nu știu ce. Dar i-a întrebat ce mâncați pe termen lung. Pentru că e greu să te descurci. Cineva să mai n-aveți serviciu. Eu mai mult... Și un copil mic de crescut. Păi da, mai mult. Ne-a ajutat și soacră mea foarte mult. Soacră mea ne-a ajutat mult, enorm. Ce puteți spune acum că ați învățat de la soția dumneavoastră? Răbdarea, calmul ei. E foarte calmă. Dar și dumneavoastră îmi păreți un om calm, domnule Ilie. Da, sunt și nu sunt. Câteodată sunt cum e apa aia iute de munte. Ce vă doriți pentru următorii 10 ani? Cum să vă vizualizați viața? Să fiu sănătos. Dacă suntem sănătoși și cu credință în Dumnezeu, restul... Cine v-a implementat credința asta în Dumnezeu? Eu nu știam nici să mă închin. Și vedeam și eu la mama. Mama e foarte credincioasă și se închina înainte de culcare, dimineața, la masă. Și mi-a arătat, uite, așa, așa trebuie să faci. Acum te rog să mă crezi că nu e seară, să poate mai uit câteodată. Dar, în general, seara îmi spun Tatăl nostru și la masă, și dimineața, și mulțumesc bunul Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru familia frumoasă, pentru înțelegere, pentru tot ceea ce... Normalitatea unei familii frumoase. Dar care... altora nu le se pare normal. Pentru noi cei care iubim pe Eu Dumnezeu Eu m-am mutat asta cu copiii pentru că noi ne am constituit și ne considerăm o familie. Alții, păi și nu vă certați? Nu ne certăm. Păi de ce să ne certăm? Că ori nora, ori soacra, ori... Nu, e la noi așa. Nora e ca și fata noastră. Și cred că așa a simțit și ea. De-aia lucrurile au mers atât de bine, pentru că i-ați oferit dragoste de care avea nevoie și ați primit-o în casă ca pe propria fiică. Exact, exact. Dar care credeți că e momentul în care l-ați cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu? Ați simțit prezența Lui? Nu știu, într-un moment de cumpănă. Ați simțit că fără ajutorul Lui n-ați fi izbândit? Am avut într-o zi, mergeam la serviciu și între blocuri mergeam pe jos, mergeam la metrou. Am avut o stare de bine cum n-am mai simțit. N-am mai simțit. Ceva de nedescris. Ceva fantastic. Mergând. Dar într-un anumit loc. De câte ori treceam prin locul ăla... Simțesc că sunteți binecuvântat. Da. Eu am avut o cumpănă grea. M-am tot îngreșat. Am mai slăbit. Multă lume se întreba, ce a pățit? Ce se întâmplă? Că mai auzi, da. Am ținut cură de slăbire. Mi-a zis nutriționistul, domne, mănânci așa, faci așa. Bă. Păi am dat vreo 22-24 de kg. Slăbisem de mergeam cu mâine pe pereți.
Și zic, domnul doctor, măcar să mănânc și eu ciorbă de aia de lobodă. Nu, că are ulei. Încet, încet, nevastă mea spune, dacă nu mănânci, te pierd. Ia și mănâncă. Mi-a făcut analizele și erau perfecte. Perfecte, din toate punctele de vedere. Dar aveam niște stări proaste. De la ce? De la tiroidă. Nu știam. Insomnii, supărare, cu ceapă tristețe. Din palme, transpirații, făcea inima. Mă, ce am, mă? M-am dus la doctor, la cardiolog. N-ai, domne, nimic cu inima, domne. Ce am, domne? Domne, ia du-te până la ăștia, la endocrin, da. Și m-am dus. E, de aici începe când mi-a spus despre ce e vorba. Și a zis, hai, domnule, ești bărbat, doctorul Ghemigean. A fost nevoie să ajungeți la o intervenție chirurgicală? Da, sigur. Și îi mulțumesc din suflet doctorul Ghemigean. Profesionist. Un profesionist de săvârșit. Și m-a operat. Eu îți recunoaște, nu? Nu, tocmai de aceea v-am întrebat dacă dar aveți intervenție. Am ieșit de la reanimare și nevastă mea, eu n-am știut că vin și ei. Nevastă mea nu și nu că să mă vadă. Când m-au scos cu targa, ea să plângă că și i-am făcut cu ochiul. Când a văzut că i-am făcut cu ochiul, a început să râdă. Am intrat la reanimare și am, eu, de ce mi-era mie teamă? Că nu o să mai pot să cânt. Și am început să cânt. Sigur că erau femei, erau bărbați, oamenii cu probleme. Domnule, tași, domnule, din gură, lasă-ne, domnule. Eu vedeam, nu mai era așa. Mă durea și gâtul. Dar închideam, că în momentul când ne-a făcut anestezia aia, ne-a pus de ansemnat, zis, vedeți că astea-s droguri. Poftim? Vă anesteziem total cu niște droguri. Semnați. Când închideam ochii, vedeam, am văzut costume populare ce n-am văzut în viața mea, pe cuvânt. Târguri, bâlciuri, costume populare de o frumusețe fantastică. Cum închideam ochii? Iar dacă nu dormeam, doar închideam ochii. Vedeam scaune dansând, de la drogurile alea. Vedeam obiecte care pluteau, stânci de-astea, restaurante care dădeau să cadă. Probabil că cei care se droghează au și pictorii și au alte viziuni. Viziuni, da. Și, mamă, rămân cu astea și nu pot să dorm. Da, zic, nu pot să dorm. Până închideam ochii, iar vedeam, iar tresăream. Mă vindec, încep să cânt ușor, ușor. După 6 luni de zile, am scăpat și de necazul viziuni ăsta. Da, da. Nu e ușor. Maestre, vreau să vă spun că a fost un interviu extraordinar și ați povestit poate mai mult decât m-aș fi așteptat. Am avut un schimb de energie pozitive foarte mare și cu siguranță telespectatorii au fost plăcut impresionați de ceea ce le-ați mărturisit și v-ați arătat așa cum sunteți ca om dincolo de acest stadiu de artist. O singură întrebare mai am. Vrem să știm dacă înțelepciunea vine odată cu vârsta. Cred că da. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Și telespectatorii să nu uite că iubesc din tot sufletul meu, atât cât e el. Și pentru că am vorbit de iubire, pentru dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!